Astăzi vom continua studiul nostru în Cartea Ezra. Am ajuns la lecția a patra. Cartea Ezra este încurajatoare, este o carte istorică și ne ajută să înțelegem cine este Dumnezeul istoriei, care a condus viața oamenilor, viața împăraților și care conduce și viața noastră. Este o lecție care ne învață cum să depindem de Dumnezeu, care vrea să scrie și istoria vieții noastre. În lecția de astăzi vom studia capitolul 7 și 8 în Cartea Ezra, lecția a patra. Și mă bucur de toți cei care participați în descoperirea adevărului, studiind și folosind acest curs de studiu biblic inductiv. Înainte de a intra în această lecție, să facem o recapitulare la ceea ce am învățat până acum. În lecția trecută am învățat despre Hagai și întoarcerea poporului din robie, de asemenea zidirea templului. În Cartea Ezra, de la capitolul 1 până la capitolul 3, vedem evenimentul istoric, prima echipă, să spunem așa, sau primul grup, care vine împreună cu Zorobabel din robia babiloniană, sub conducerea lui Cir, împăratul Cir, pe care, la capitolul 1 din Ezra, ne spune așa: în cel dintâi an al lui Cir, împăratul Persilor, ca să se împlinească cuvântul Domnului, rostit prin gura lui Ieremia, Domnul a trezit duhul lui Cir, împăratul Persilor, care a pus să se facă prin viu grai și prin scris, cu alte cuvinte, a dat un decret, vestirea aceasta în toată împărăția lui. Așa vorbește Cir, împăratul Persilor: Domnul, Dumnezeul cerurilor, mi-a dat toate împărățiile pământului și mi-a poruncit să-i zidesc o casă la Ierusalim, în Iuda. O veste bună pentru poporul lui Dumnezeu, care erau robi. Un împărat al Persilor dă un decret pentru că Dumnezeu, în planul lui, împlinește cuvântul său. Poporul se întoarce și prima grupare, așa cum am spus, este Zorobabel și Iosua, preotul Iosua, ca lider. Primul grup, vreo 50.000 aproape, au venit înapoi, s-au așezat în cetățile lor și au început lucrarea templului. Au zidit întâi, până la capitolul 3, temeliile, iar de la capitolul 4 am văzut că au continuat lucru, dar vrăjmașii i-a intimidat, le-a înmuiat inimile și s-au oprit. Dar Dumnezeu a trimis pe Hagai și Zaharia, prorocii săi, să trezească din nou duhul poporului, duhul lui Zorobabel și duhul lui Iosua, așa cum am văzut în lecția trecută. Și Dumnezeu i-a încurajat să reînceapă lucru și să termine lucru. De ce? Pentru că El însuși a fost prezent în viața lor, cu ei, și i-a ajutat să rămână tari în chemarea aceasta, în planul lui Dumnezeu, ca să termine templul. La capitolul 7, în lecția de astăzi, și capitolul 8, vedem a doua grupare, și anume pe cei care vin sub conducerea lui Ezra din Babilon, deci a doua grupare,
Și de data aceasta, Ezra are un rol diferit. Și rolul lui îl vom discuta mai mult în lecția care urmează. Astăzi, noi vrem ca să înțelegem un subiect atât de frumos. O frază care se repetă în capitolul 7 și în capitolul 8 este: mâna Domnului Dumnezeului său era peste el. Vrem să înțelegem ce înseamnă că mâna Domnului este peste un om. Ce face Dumnezeu pentru cei peste care El își pune mâinile? Și eu vreau să spun, ca și Ezra, că mâna Domnului, mâna Lui cea bună, este peste mine. Și îmi place să cred că și tu vrei să spui acest lucru. Mă bucur! Astăzi vom învăța despre acest lucru. Deci, tema lecției noastre este mâna lui Dumnezeu în viața omului. Și avem două personaje importante în lecția de astăzi. În prima rubrică, în viața lui Ezra, în a doua rubrică, în viața împăratului Artaxerxes. Pentru că Dumnezeu a folosit până aici doi împărați. Împăratul Cir, l-am văzut, apoi am văzut împăratul Darius, care și el dă libertate poporului și ajută financiar în capitolul 5. Acum întâlnim un alt împărat. Deci vedem cum Dumnezeu conduce inima împăraților și așa cum am învățat la Proverbe. Închideți-vă telefoanele. Ok. Așa cum am învățat la Proverbe, capitolul 21, versetul 1, inima împăraților este ca un râu pe care Dumnezeu îl direcționează. Să vedem cine este Ezra și cum Dumnezeu lucrează în viața lui, ce face el, care este chemarea lui. Și toate aceste lucruri le vom vedea în capitolul 7. Apoi, în rubrica a doua, vom vedea cine este împăratul acesta, Artaxerxes, care a dat poruncă să ajute pe Ezra să se întoarcă înapoi cu un grup de lideri, de preoți, de leviți, ca să facă schimbări în națiunea poporului său. La capitolul 7, noi în lecția noastră am avut de completat să facem o listă cine este Ezra. Noi știm că Ezra este autorul cărții Ezra, care vorbește despre întoarcerea poporului din robie, despre promisiunile și planurile lui Dumnezeu care se întâmplă în istoria poporului său. Noi am avut mai multe texte pe care le-am citit, cum este la 2 Cronici, capitolul 34, versetul 1, 8 la 9 și alte versete din acest capitol, și am învățat că bunicul lui a fost Helche, care a avut o pasiune și o dorință să-L cinstească pe Dumnezeu prin legea Domnului. El a transmis această teamă de Dumnezeu, dragoste pentru poruncile și legile Domnului, în generația din care se trage Ezra. Deci vedem cât de importantă este familia, dar mai mult decât atât, de a transmite cuvântul lui Dumnezeu.
La 1 Samuel, capitolul 2, versetul 35, vedem că Dumnezeu se uită după oameni și în mod deosebit când e vorba de mare preot care are o inimă după inima lui Dumnezeu. Ce înseamnă aceasta? Să fie credincioși, preoți credincioși lui Dumnezeu, ascultători de cuvântul său. Un exemplu avem la Numeri, capitolul 25, versetul 1 la 13. Finias este un exemplu de îndrăzneală, de curaj. Atunci când poporul păcătuiește, el ia o acțiune în ascultare de cuvântul lui Dumnezeu. Dumnezeu încheie legământ cu el și vedem că el dorește ca să împlinească legile Domnului. Un astfel de om este Ezra. La versetul 6 ne spune: acest Ezra, capitolul 7, a venit din Babilon, era un cărturar iscusit în legea lui Moise, dată de Domnul Dumnezeului Israel. Și fiindcă mâna Domnului Dumnezeului său, subiectul nostru, era peste el, împăratul i-a dat tot ce-i ceruse. Un preot iscusit în legea Domnului, un cărturar iscusit. Dar cum a ajuns el să fie un cărturar iscusit? Care a fost scopul vieții lui Ezra? De ce mâna Domnului era peste el? Pentru că Ezra, la versetul 10, spune, își pusese inima, numărul 1, să adâncească, numărul 2, să împlinească legea Domnului și numărul 3, să învețe pe oameni în mijlocul lui Israel. Ce să învețe? Legile și poruncile. Deci iată peste ce oameni își pune mâna Dumnezeu. Peste cei care au ca scop să-L cunoască pe Dumnezeu. Cum poți să-L cunoști pe Dumnezeu? Când inima ta îl caută pe Dumnezeu, da? El știe că din cuvântul său îl poate cunoaște pe Dumnezeu. Știa legea Domnului, dar nu numai că știa. Ce a vrut el să facă cu cuvântul lui Dumnezeu? Pentru că noi învățăm, cuvântul nu este numai de informare, dar este pentru transformare. Iată că Ezra a înțeles acest lucru și el dorește să împlinească legile lui Dumnezeu. Ceea ce înseamnă să fiu la dispoziția lui Dumnezeu. Dumnezeu dorește oameni ca Ezra, care să se pună la dispoziția lui Dumnezeu și ei se vor pune, cu cât își vor pune inima, mai mult să-L cunoască pe Dumnezeu. Astfel, cunoscând voia lui Dumnezeu, punându-se la dispoziția lui, el a înțeles primul lucru, cel mai important în viața lui, să învețe și pe alți oameni să-L cunoască pe Dumnezeu. Oamenii să cunoască legile, poruncile Domnului, ca și ei să fie schimbați, transformați. Acesta va fi rolul lui Ezra în poporul Israel, să aducă o trezire sau o schimbare spirituală. Ei aveau templu, dar poporul trebuie să înțeleagă legea Domnului ca să se pună la dispoziția Domnului și să trăiască potrivit cu voia lui Dumnezeu. De aceea Dumnezeu și-a pus mâinile peste acest om. Iar Ezra recunoaște
la versetul 9 că Dumnezeu este Cel care și-a pus mâna Lui cea bună peste el și a fost posibil, spune la versetul 9, să plece din Babilon în ziua întâi, a lunii întâi, și a ajuns la Ierusalim în ziua întâi, a lunii a cincea. 4 luni, o călătorie de 4 luni a făcut cu acei oameni care l-au însoțit, dintre preoți, dintre leviți, dintre cântăreți, ușieri, slujitorii templului, au venit la Ierusalim ca să slujească lui Dumnezeu. Iată ce a cerut Ezra împăratului Artaxerxes: să se întoarcă înapoi din Babilon în Ierusalim și să fie folosit de Dumnezeu. Împăratul i-a dat tot ce ceruse și apoi ne spune ce a cerut: să se întoarcă înapoi. În rubrica a doua vedem scrisoarea lui Artaxerxes, care arată de fapt cum Dumnezeu este și peste Ezra, dar și peste acest împărat. La versetul 12 ne spune așa: împăratul împăraților către Ezra, preotul și cărturarul iscusit. Artaxerxes recunoaște cine este acest om deosebit, Ezra: în legea Dumnezeului cerului am dat poruncă să se lase să plece aceia din poporul lui Israel, preoți, leviți, care se află în împărăția mea și care vor să plece cu tine la Ierusalim. Tu ești trimisul împăratului și de cei 7 sfeșnici ai lui să cercetezi în Iuda și Ierusalim cum? După legea Dumnezeului tău care este în mâinile tale. Ce este în mâna mea? Ce frumos vorbește împăratul: te întorci înapoi și cu ce să conduci poporul, da? Tu ești trimis de împăratul, da? Și ce trebuie să faci? Să lucrezi după legea Dumnezeului tău. Împăratul Artaxerxes îi dă argint, aur, cu dragă inimă, ca să ducă la locuința Domnului în Ierusalim. Nu numai atât, spune, ca urmare veți avea grijă să cumpărați cu argintul acesta ce să mai cumpere: viței, berbeci, miei, tot ce trebuie, la versetul 17, pentru darurile de mâncare, jertfele de băutură, să le aduci pe altar casei Dumnezeului vostru la Ierusalim. Pune înaintea Dumnezeului din Ierusalim uneltele pe care ți vor fi încredințate pentru slujba casei Dumnezeului tău. Deci, practic, împăratul susține această lucrare de închinare înaintea lui împăratului Dumnezeului lui Israel. La versetul 20, uitați-vă ce interesant: să scoți din casa visteriilor împăratului ce va trebui pentru celelalte cheltuieli pe care le vei avea de făcut cu privire la casa Dumnezeului tău. Eu, împăratul Artaxerxes, dau poruncă tuturor visternicilor de dincolo de râu să dea îndată lui Ezra, preot, cărturar iscusit,
în legea Dumnezeului cerului tot ce vă va cere. Un lucru deosebit. Dumnezeu mișcă un împărat ca să ajute pe omul lui Dumnezeu, pe Ezra, ca să împlinească ceea ce cere. Dar el ce va cere? Va cere să slujească lui Dumnezeu? Va cere să facă o, într-adevăr o lucrare deosebită în poporul său? Ceea ce a făcut și până acum, să învețe pe popor legile Domnului. Tot ce este poruncit de Dumnezeul cerurilor să se facă întocmai pentru casa Dumnezeului cerului. De ce, spune împăratul? Pentru ca să nu vie mânia lui asupra împărăției, asupra împăratului și asupra fiilor săi. Vă facem cunoscut că nu puteți pune niciun bir, nici dare, nici vamă pentru acești preoți, pentru leviți, pentru cântăreți și slujitorii templului. Și tu, Ezra, și aceasta punem la rubrica întâi. Ce trebuia să facă Ezra? Ce care era slujba lui Ezra? Prin faptul că Dumnezeu a pus mâna pe el și l-a chemat și el s-a pus la dispoziție. Împăratul Artaxerxes numai întărește planul lui Dumnezeu. Și anume, Ezra, după înțelepciunea lui Dumnezeu pe care o ai, pune judecători și dregători care să facă dreptate la tot poporul dincolo de râu. Tuturor celor ce cunosc legile Dumnezeului tău, fă-le cunoscut celor ce nu le cunosc. Mâna lui Dumnezeu a condus inima împăratului, a pregătit inima împăratului, a fost cu împăratul ca să împlinească planul lui Dumnezeu. Prin scrisoarea pe care el a trimis-o, prin îndemnurile pe care a dat, prin participarea pe care a făcut-o, și anume de a susține financiar, de a lăsa ca Ezra împreună cu preoții, cu slujitorii, cu leviții să meargă la Ierusalim. Și tot Ezra spune că Dumnezeu e cel care a îndreptat asupra mea bunăvoința împăratului. Cine a făcut acest lucru? Dumnezeu. A sfeșnicilor săi, a căpetenilor puternici ale lui, a întărit de mâna Domnului Dumnezeului meu, care era asupra mea, am strâns căpetenile lui Israel ca să plecăm. Dumnezeu a folosit pe împărat să scrie, a pregătit inima lui ca să împlinească planurile lui Dumnezeu. Dumnezeu are putere să schimbe inimile oamenilor, puterea împăraților, direcția lor, ca să-și împlinească planurile lui. Dumnezeu caută oameni care se pun la dispoziția lui așa cum a făcut Ezra. Dar pentru aceasta, el trebuia să înțeleagă lucrul cel mai important, legea Domnului. Să o înțeleagă, să-l cunoască pe Domnul și să o împlinească. În capitolul 8 vedem oamenii care au mers împreună cu Ezra, capii de familie, și vedem cât de important este pentru Dumnezeu să menționeze numele oamenilor. Nimic nu este scris în Sfânta Scriptură fără un scop anume. Mâna Domnului dorește ca oamenii lui să facă voia lui,
Și acești oameni care sunt menționați în capitolul 8 sunt oameni care au vrut să se alăture lui Ezra și să meargă să slujească casei Domnului. La versetul 18 din nou întâlnim această expresie: mâna bună a Dumnezeului nostru era peste noi și ne-a adus, deci i-a condus împreună cu ceilalți slujitori ca să meargă la Ierusalim. Mâna Dumnezeului nostru, spune la versetul 22, este spre binele nostru, peste toți cei ce-l caută. Dumnezeu i-a păzit de vrășmași în drumul lor, ei au postit, s-au smerit și Dumnezeu a fost cu ei. Am citit în capitolul 7, 4 luni. Au călătorit, lui a fost rușine lui Ezra să spună: mi-e frică de vrăjmași, nu-mi dai o oaste să mă păzească. Dar Dumnezeu a fost cu ei. Când Dumnezeu este de partea noastră, nimeni și nimic nu se poate atinge de noi. Dar vedem și atitudinea frumoasă a lui Ezra și cei care au fost cu ei. S-au smerit, au postit și a chemat pe Dumnezeul lor. Și Dumnezeu i-a ascultat. Ce se întâmplă când Dumnezeu are mâna asupra noastră? El ne ascultă rugăciunea, noi îl chemăm și el este cu noi. La versetul 31, din nou expresia: mâna Dumnezeului nostru a fost peste noi, ne-a păzit de loviturile vrăjmașilor și de orice piedică pe drum. Am ajuns la Ierusalim și ne-am odihnit acolo 3 zile. Și apoi, bineînțeles, ce au adus? Au adus la templu, au intrat deja în casa Domnului, spune, în ziua a patra, am cântărit, tot ce am adus s-a numărat, s-a încredințat preoților, preotului și astfel începe lucrarea în templul lui Dumnezeu. S-a făcut cu amănunțime o cercetare la tot ceea ce au adus și au pus la dispoziția lui Dumnezeu. S-au dat porunci la toți care au ajutat pe popor și casa lui Dumnezeu. Deci, vedem că oamenii care se pun la dispoziția lui Dumnezeu sunt călăuziți de Dumnezeu și mâna cea bună este peste ei. Mâna lui Dumnezeu a fost peste un împărat care a auzit despre planul lui Dumnezeu prin omul lui Dumnezeu care îi cere să se întoarcă înapoi și pentru că mâna lui Dumnezeu poate schimba, pregăti inima împăratului, face ca acest împărat să ajute să împlinească planul lui Dumnezeu. Este vizibil atunci când inima noastră este pentru Dumnezeu. De aceea puterea lui se vede în viața noastră. La 1 Petru, capitolul 2, versetul 9 și 10 spune că noi toți suntem chemați ca să vestim puterile minunate ale lui Dumnezeu. Care este puterea minunată care s-a manifestat în viața noastră? Că ne-a luat de la întuneric și ne-a dus la lumină. Și această veste minunată, Dumnezeu ne cheamă să o spunem și altora. Mâna lui Dumnezeu este
peste acei care înțeleg chemarea pe care o au. Pentru că Dumnezeu dorește ca să întărească credința noastră, dorințele noastre de a căuta, așa cum a căutat Ezra, să adâncim cuvântul său și am avut cuvântul acesta să ne uităm ce înseamnă să adâncești, a căuta, a cerceta, a consulta, a adânci, să înțelegi ce? Cuvântul lui Dumnezeu. Puneți-vă inima. Îmi pun inima ce? Ce a făcut Ezra? Să caute pe Domnul. Poporul a căutat pe Domnul, în capitolul 5 am văzut și am văzut o schimbare în acțiunile lui. Ezra a căutat pe Domnul și am văzut o dedicare extraordinară. Împăratul a auzit și a acționat potrivit cu ce a cunoscut despre împăratul cerurilor, împăratul lui Israel. Atunci când îl căutăm pe Dumnezeu, ne depărtăm de dorințele noastre, de idol, cum a fost în cazul poporului Israel, și ne îndreptăm inima spre Dumnezeul care poate să-și pună mâna peste noi, să ne dea o pasiune și o dorință, să ne punem la dispoziția Lui. Iată ce face Dumnezeu cu aceia care își pun viața în mâinile Lui. Ezra a fost un conducător deosebit și vom învăța mai mult despre el în lecția următoare, despre schimbările pe care Ezra le-a făcut. Ezra, pe vremea împăratului Artaxerxes, el a făcut o schimbare în popor prin faptul că a cunoscut cuvântul, că s-a pus la dispoziția lui Dumnezeu și pentru că a lăsat ca această dorință să fie rezolvată de Dumnezeu, care a mișcat și a pregătit inima împăratului să fie posibil acest lucru. Este minunat să întâlnim astfel de oameni pe paginile Sfintelor Scripturi, care sunt exemple pentru noi, pentru viața noastră, care ne încurajează. Oameni obișnuiți, dar Dumnezeu spune că suntem chemați ca să vestim lucrurile minunate. Dar aceste lucruri minunate trebuie să le căutăm, să ne punem inima, să cercetăm, pentru ca ele să ia viață în viața noastră. Dorești și tu să fii ca Ezra, să-L cauți pe Dumnezeu, să te pui la dispoziția Lui. Ce experiențe minunate vei afla atunci când mâna lui Dumnezeu te va conduce, te va păzi, te va direcționa și astfel să slujești cu bucurie lui Dumnezeu. Cartea aceasta, care se cheamă Învățătură peste învățătură, este un studiu pe care poți tu să-l faci personal, descoperind adevărurile lui Dumnezeu, descoperind că Dumnezeu este în controlul istoriei, că Dumnezeu vrea ca să conducă viața ta, să ai pace, bucurie, pentru că prezența lui Dumnezeu poate fi în viața tuturor acelora care îl cheamă ca Domn și Mântuitor. Dumnezeu vrea să folosească pe oameni pentru împărăția sa, pentru lucrarea sa. Rămâne ca noi să ne încredem nu în noi, ci în ceea ce Dumnezeu vrea să facem, împlinind voia Lui. Studiul acesta te va încuraja
ca să te poți și tu încrede în Dumnezeu, ca să intervină în viața ta și în viața poporului tău.